Continuăm ediția specială aici la Someș TV. V-am prezentat colegii din presa scrisă, din presa vorbită, din presa online, realizatori de emisiuni de la Someș TV. Continuăm șirul prezentării colaboratorilor, să spunem. De această dată o să vedeți despre ce este vorba. Alături de mine în studioul Someș TV se află directorul executiv al Radiofir, Daniel Deneș. Te salut, Daniel, mulțumesc! Salutare, Viara, bună seara și la mulți ani! La mulți ani și ție, dacă până acum îmi permis să spun ascultătorii și telespectatorii de aici te-au ascultat și te-au auzit la Bibiliceara de dimineață, în matinalul de la Radio Fir, acum te pot și vedea. Acum la Someș TV, în această seară, putem vorbi despre o colaborare între Radio Fir și Someș TV. Dacă până mai în urmă cu câteva luni se vorbea de acea colaborare care nu exista, de acum se poate vorbi. Tu ești cel mai în măsură să ne spui despre ce este vorba. Te rog, Daniel. Am început o colaborare cu Someș TV pe parte de, nu neapărat de știri și de jurnalism, cât pe parte de entertainment și sunet. Ne-am gândit că și am văzut că Radio Fir are un dezavantaj, Someș TV-ul la fel. Adică radioul are aturile și, bineînțeles, și dezavantajele sale, televiziunea la fel. Radioul nu are decât gură și poate urechi. Nu are ochi atât de bine precum are TV-ul. Și atunci am zis, hai să-i dăm ochi radioului. Și din asta s-a născut o colaborare, se va naște, de fapt, o colaborare concretă undeva. Sperăm noi, la mijlocul ianuarie, cel târziu, la începutul lui februarie, prin transmiterea emisiunii de dimineață, matinalului de dimineață, Bibliceara de dimineață, pe Someș TV. Așadar, cei care ascultă și ascultau până acum Bibliceara de dimineață, o să poată să o și vadă. În sensul ăsta, deja am un colaborator, un asociat, aș putea să zic, la Bibliceala de dimineață, în persoana lui Rareș Săvan, care de câteva săptămâni, de 2-3 săptămâni, realizează împreună cu mine Bibliceala de dimineață. Și în curând și pe Someș TV o să putem fi văzuți. Și nu doar la nivelul Bibliceali se va vedea colaborarea, începând de mâine chiar, Radio Fir se va putea auzi pe Someș TV. Pe partea de videotext, atunci când voi nu realizați, când nu aveți emisiuni de aici din studiourile voastre, telespectatorii o să poată să asculte Radio Fir pe Someș TV. Asta am vrut de mult, până acum nu s-a putut din diverse considerente, însă am găsit deschidere și noi către Someș TV și Someș TV către Radio Fir. Asta cu renașterea voastră, pentru care vă felicit și vă doresc mult succes Îți cu mulțumesc, noul început. dar fac precizarea că eu fac parte și din grădina Radio Fir din anii undeva 2000. Tu ești chiar mai veche decât mine Mă la Radio simt Fir. acasă și la Someș TV, dar acasă mă simt și la Radio Fir. Mulțumim pentru asta și totdeauna am simțit asta și ne simțim onorați că în continuare rămâi și în grădina Radio Fir. Însă, cum spuneam, atunci când poți să faci ceva în plus, nu că e neapărat ceva mai mult, că e ceva mai bun, că e altceva. TV-ul are imagine, are ceea ce radioul nu are și invers, radioul are mobilitate, televiziunea nu are. Pentru a te uita la TV, la Someș TV, la orice televiziune, îți trebuie un ecran pe care nu-l poți purta cu tine oriunde, oricând. Pe când radioul e foarte ușor să-l asculți, să-l ai cu tine, în telefon, în mașină, și e mult mai ușor să fii pe recepția unui post de radio. Și încă ceva în ce o să mai constea colaborarea noastră. Emisiunile voastre de Someș TV, ca să fiu mai exact, emisiunile Someș TV de seara o să se poată fi auzite în curând pe Radio Fir. În limita programului și a grilei noastre de programe și, bineînțeles, a
Grilei Someș TV. Mai avem de pus la punct și de stabilit detalii și în speță tehnice, mai mult pentru preluarea semnalului, pentru transmiterea semnalului TV de la radio la Someș TV, însă astea pe parcurs, spuneam, într-o lună jumate, două, să sperăm că o să reușim să le rezolvăm. Și nu va fi greu absolut deloc, pentru că, îmi permis să spun, m-am îndrăgostit de căști și de microfon și n-aș putea, nu știu dacă aș putea să renunț vreodată la ele, în special la căști, dar în timp, lucrând și la Someș TV și la Transilvania Channel, am învățat că și camera de filmat îți poate fi prieten. Eu am o problemă în momentul de față cu vorbitul, obișnuiesc, de, am bun să, da, să mă aud exact, când despre ce vorbeam cu căștile. Da, și uneori am senzația că îmi pierd ideea și nu pot să continui mai departe. Deci prima dată când am ajuns să îți dau cuvântul meu de onoare, Daniel, vorbesc cu șeful meu de la radio, categoric colegul meu de la radio, dar îmi place așa să-i mai spun câteva, m-am simțit așa aruncată, parcă nu găseam echilibru și categoric așa este, dar vei avea un avantaj pentru că vei avea și căștile în momentul în care vei fi filmat și deci nu vei trece prin starea aceea. Radioul are farbecul lui, trebuie să recunoaștem. E ceva aparte. Da. Nu că televiziunea nu are, însă e echipa mult mai mare, e numeroasă, în spatele camerilor sunt o mulțime de oameni. La radio lucrurile stau puțin mai intim, mai strânse. Și are o anumită frumusețe radioul. Însă trebuie să facem și pasul ăsta, să ne vedem și la TV, pentru că trebuie să, oarecum să-i apropiem pe dejen, pe ascultători, că noi aici ne referim la oamenii din Dej. Sperăm noi, cu colaborarea asta, în special cu Bibliceala transmisă pe Someș TV, să-i conștientizăm și să-i implicăm pe dejeni că noi facem ceva pentru ei de aici și mai mult decât atâta o să fie, să sperăm noi, nou, dar asta depinde de ascultători, de cei care ne și priveau să ne privească la Someș TV, să se implice în a realiza emisiunea. Noi încercăm să le arătăm că totul se face de aici pentru ei, cu ei, că asta ar trebui să înțeleagă ascultătorii și respectiv telespectatorii Someș TV, că ei se pot implica mai mult decât ar putea să o facă la televiziunile naționale. Noi nu facem altceva decât pentru o comunitate destul de restrânsă. Sunt de gen 30 de mii plus localitățile de lângă. Avem un număr destul de restrâns și ei asta ar trebui să înțeleagă că pot să se implice și asta o să încercăm să facem la Bibliceală. Să sune, să ne spună cum s-au trezit, dacă s-au trezit, dacă sunt mărăcănoși, dacă nu sunt mărăcănoși. Vrem pur și simplu să implicăm și să facem asta cu ei împreună. Să ai atitudine, da. Să fie mai prezenți, așadar să puteți realiza emisiuni împreună, iată, cu oamenii de la radio, oamenii de la TV, puteți efectiv să participați alături de noi la emisiuni. Ideea nu e nouă, s-a început prin 95 de către Pro-FM, au făcut-o ei, se mai face și la Cluj, asta vrem să arătăm că se poate face și local, produs local. Eu când mă duc în magazin, încerc să cumpăr produse românești. Probabil asta e made in China, dar nu găsești totdeauna produse românești. Asta un pic te doare. Hai să consumăm produse locale. Facem ceva la Dej, un produs de știri, un produs media. Noi facem entertainment dimineața la Bibliceală, cel puțin încercăm. Haideți să consumăm ceea ce ne se adresează nouă direct și se potrivește, încercăm noi cel puțin mult mai bine decât ceva care e produs la nivel național și e pentru marea masă, nu neapărat adaptat cerințelor locale. Cum vezi tu, Daniel, implicarea mass-mediei? Pentru că vorbim despre mass-media, ai văzut, s-au perindat aici prin studioul Someș TV jurnaliști din zonă. Cum vezi tu această mass media de jană, implicarea noastră în mass media? Se face, nu se face, cum se face? Cum o privești tu? Cum o simți tu?
Eu aș vrea să o simt ca și dejenii. În general, sau mă rog, sunt mulți locuitori din Dej care încă nu înțeleg sau mă rog, nu văd că există mai multe instituții de presă în Dej. Că există o televiziune, că există două radiouri locale, că există presă online, mai nou avem chiar activă. Și ei văd un tot unitar, îl văd ca pe ceva care aparține poate de aceeași factor de decizie. Însă ar trebui să știe cu toții că sunt factori de decizie diferiți. Fiecare e independent, fiecare post de radio, fiecare, acum voi sunteți singuri pe partea de TV. Și tot ce facem înspre a informa și a arăta ce se întâmplă la nivel local în special. De ce probabil văd ascultătorii, telespectatorii că totul e un întreg? Pentru că noi ne luptăm pe a ne luptăm. Încercăm să mediatizăm aceleași evenimente, pentru că sunt un număr limitat de evenimente și atunci nouă ne cam seamănă informațiile ce le transmitem mai departe către consumatorul final. Și atunci probabil de aici vine și faptul că ne văd ca pe un tot. Simți oarecum că Radio Fir, existând de atâția ani pe piață, a schimbat oarecum și mă refer în sens bun viața comunității, a oamenilor? Radio Fir există într-adevăr de 12 ani, mai bine de 12 ani chiar pe piața de Jeană. Însă, eu zic că presa dejeană și văd presa dejeană tânără și în special pentru oamenii tineri care o fac. Media de vârstă e undeva la 30 de ani a oamenilor din Dej. O media de vârstă a oamenilor din Dej care fac presă e undeva la 30 de ani. Sper să nu greșesc. Și fiind tineri, nu avem un istoric foarte îndepărtat al presei, al ghezetăriei, cum e a doamnei Magdalena Vaida, care, dacă nu mă înșel, e cu cea mai lungă experiență în presă. Cu state. În presa de jeană. Și dacă noi suntem tineri, cei care facem presa, așa cum o înțelegem și cum o vedem noi, ar trebui să ne vadă și ascultătorii, respectiv telespectatorii, ca pe oameni tineri care dăm totul din noi. Când ești tânăr, crezi că toată lumea e a ta, n-ai niciun obstacol, n-ai nici o preliște, totul îți aparține și te și implici foarte mult când ești tânăr. Crezi că fiecare eveniment e cel mai important. Prea puțin poți să vezi dincolo de evenimentul acela și să vezi în perspectivă când ești tânăr. Ăsta ar fi atul presei tinere. Și ar trebui să fim priviți ca atare. Ce le transmiți tu celor care ne-au urmărit, te-au urmărit în această seară, ascultătorilor tăi de la radio, să spunem, și privitorilor de la SOMESH TV? Eu n-aș putea să le zic altceva decât să fie în continuare legați de Radio Fir, ăsta e și sloganul nostru. Legați de Radio Fir înseamnă să fii legat de acea inimă care bate de ceva vreme și o să bată în continuare de aici încolo multă vreme. Cu sunet până acum și de acum încolo să fie și cu imagine. Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, în această ediție specială. Mult, mult succes! Așteptăm să te și vedem la SOMESH TV. Cât de repede. La Bibliceala de dimineață, împreună cu Rareș Săvan, și probabil se vor mai perinda pe acolo unele persoane, că dă bine așa în cadru să fie animație. O să se perindeze, sperăm noi și ai ascultătorii. Ar fi ideal. Asta vrem să facem, să implicăm și să fim un produs local pentru ascultătorii locali. Îți mulțumesc, mult succes, din nou o scurtă pauză, după care revenim, rămâneți cu noi.